Lupuș schimbă părul, dar n-ar avulba. Asta se poate spune și despre un bărbat din capitală care a furat geanta unei femei într-un maxi-taxi. Potrivit informațiilor, totul s-ar fi întâmplat în microbuzul cu ruta numărul 171, când suspectul i-ar fi sustras portofelul, banii și actele de identitate. Femeia însă s-a prins repede și a alertat poliția, care a reușit să-l prindă repede pe individ. Pentru ce ai fost adus la microbuzul? Ce ai furat? Așa eu. Cum ai furat? Bărbatul, care nu este la prima abatere de acest gen, a fost reținut și plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 4 ani de închisoare.